Bun găsit, dragi telespectatori! Ne vom referi în cele ce urmează tot la întrebarea pe care am abordat-o și în episodul precedent, și anume, cum putem înțelege în mod corect și echilibrat cinzecimea sau rusariile după limbajul românesc. În episodul anterior ne-am referit la contextul profețiilor vechi testamentare privitoare la venirea Duhului Sfânt și la necesitatea venirii acestuia în lumea noastră. Dar am insistat și asupra nevoii de a nu pune un accent mai mare pe cinzecime decât pe Paște, adică pe sintagma Dumnezeu în noi, ilustrată de lucrarea Duhului Sfânt, față de realitatea ilustrată de sintagma Dumnezeu pentru noi, care sintetizează lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în favoarea noastră. De fapt, unii rămân blocați între Paște, moartea lui Iisus Hristos pentru om, și Rusalii, dar e de dorit să depășim o astfel de blocare, un astfel de blocaj și să ne menținem pe traseul elipsoidal, cum făceam o comparație cu mersul punctelor pe acel cerc turtit al unei elipse, pe traseul elipsoidal al mântuirii, prin raportarea în mod permanent și echilibrat și la lucrarea lui Iisus Hristos pentru noi și la lucrarea Duhului Sfânt în noi. Ni se pare a fi strict necesar a nu uita că lucrarea lui Dumnezeu Tatăl cu umanitatea s-a desfășurat prin cele două brațe personificate, cum spuneam în episodul anterior, ale sale, ale lui Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. În esență, și prin unul și prin celălalt, ne este descoperită fața lui Dumnezeu, descoperire care este în esență binecuvântarea pregătită de Dumnezeu pentru noi. Și am făcut în episodul precedent o ilustrare a acestei perspective de binecuvântarea omului prin binecuvântarea mozaică din Numeri capitolul 6, unde se arăta în etapa a doua și a treia lucrarea Harului prin Iisus Hristos și lucrarea păcii prin Duhul Sfânt. De această relaționare sau relegare în raport cu Dumnezeu are omul atâta nevoie. După ce în urma căderii protopărinților noștri Adam și Eva, omul a fost îndepărtat de la fața lui Dumnezeu. Ori, prin jertfa lui Iisus Hristos, reconcilierea omului cu Tatăl Ceresc a fost recâștigată, iar prin venirea Duhului Sfânt la cinzecime, această relaționare a devenit operațională. Vom începe în actualul episod prin a ne referi la contextul în care a avut loc mărețul eveniment al cinzecimii creștine. Am folosit sintagma cinzecimea creștină pentru a o delimita de cinzecimea iudaică, vechi testamentară, instituită în Leviticul 23, despre care am amintit în episodul anterior. Așadar, după tumultuoasa săptămână a Paștelor, viața părea că se întorcea pe făgașul ei normal la Ierusalim. Fuseseră reluate activitățile cotidiene, iar înalții demnitari iudei începuseră să răsufle ușurați că au scăpat în sfârșit de incomodul învățător galilean. Iudeii veniți din diasporă pentru a contempla străvechea cetatea lui David și pentru a participa la festivalurile poruncite de Moise, acele sărbători din Levitic 23, încercau să-și savureze concediul prelungit, gândindu-se că oricum mai aveau înainte încă o altă sărbătoare, cinzecimea, sărbătoarea săptămânilor, cărei se mai spunea încă din timpul străvechi și sărbătoarea primelor roade. După ce și acest ultim festival urma să se termine, pelerinii urmau să se întoarcă fiecare acasă în multiplele țări din care proveneau. Mulți dintre aceștia, dintre acești vizitatori și nu numai, ar fi dorit cei drept să aibă o explicație satisfăcătoare a evenimentelor recent petrecute la Ierusalim, care au culminat cu răstignirea Nazarineanului. Din nefericire, această clarificare întârzia să apară. Unii dintre ei de-abia aflaseră câte ceva despre remarcabilul învățător evreu când, spre mirarea lor, acesta a fost judecat expeditiv și executat prin răstignire, prin mâna ocupanților, a nedoriților ocupanți romani. Într-un astfel de context, exact cu ocazia vechii sărbători a Șavuotului, cinzecimii, sărbătorii săptămânilor, Ierusalimul este zguduit de un eveniment uimitor, chiar șocant, pe parcursul căruia
urma să fie oferit însă și necesarul răspuns cu privire la învățătorul din Nazaret. Să urmărim în continuare modul în care cinzecimea este prezentată în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la 17. Vă prevenim că este un citat mai lung, dar descrie însăși măreața sărbătoare a coborârii Duhului lui Dumnezeu și prin Duhul Tatăl și Fiul în ființa umană. Deci să urmărim cu bucurie acest amplu citat. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet, ca vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Încheia citatul, ne oprim aici, deocamdată cu relatarea din Fapte 2. Așa cum am mai afirmat, reiterăm faptul că pentru a putea ajunge la o trăire creștină autentică, însușirea nedeformată a beneficiilor cinzecimii este strict necesară. Dumnezeu Duhul Sfânt are dreptul și se așteaptă să fie tratat cu respectul cuvenit unei persoane din Sfânta Treime. Este atât de trist faptul că Duhul Sfânt și lucrarea Lui sunt atât de puțin căutate, percepute și înțelese. De altfel însuși Domnul Iisus Hristos a precizat în Ioan 14:17, citat: Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Încheia citatul. Apostolul Pavel a arătat, pe de altă parte, că, citat din 1 Corinteni 2:14, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Încheia citatul. Importanța Duhului Sfânt în economia mântuirii este subliniată și în următorul citat de învățătură ortodoxă. Un citat ceva mai lung. Hristos vine în noi prin Duhul Sfânt. Noi viețuim prin Duhul Sfânt. Hristos este adevărul, Ioan 14:6, dar cel ce ne păvățuiește mintea noastră în tot adevărul, umplându-ne de adevăr, este Sfântul Duh, conform Ioan 16:13. Hristos este viața, Ioan 14:6, dar cel ce sădește noi viața, născându-ne din noi, făcându-ne vii, este Duhul de viață făcător. Hristos este lumina, Ioan 8:12, dar cel ce ne luminează pe noi, adică face în ochii noștri sufletești lumină ca să vedem pe Hristos, soarele dreptății, este Duhul Sfânt. Căci după cum ochii trupului, dacă sunt orbi, nu pot vedea lumina din afară și nu se pot uni cu ea, tot așa nici sufletul, dacă n-are în sine pe Duhul ca lumină, nu poate vedea pe Hristos ca Dumnezeu și nu se poate uni cu El. Încheiat citatul din Lucrarea învățătură de credință creștină ortodoxă, editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, 1992, pagina 116.
Fie să avem așadar o înțelegere biblică despre Dumnezeu Duhul Sfânt și nu doar în teorie, ci și în viața noastră de toate zilele. Să venim acum ceva și mai aproape de perceperea și înțelegerea celor petrecute concret în ziua cincizecimii. Cei 120 de ucenici ai lui Iisus, aflați împreună într-o casă din Ierusalim, primesc răspuns la rugăciunea lor fierbinte, adresată timp de 10 zile lui Dumnezeu, după înălțarea Domnului, pentru împlinirea promisiunii Tatălui, respectiv trimiterea, respectiv primirea darului Duhului Sfânt. Coborârea acestuia pe pământ, la fel ca venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, a fost însoțită de anumite semne supranaturale. Astfel, conform relatării din Fapte 2, aceste semne au fost 1. Un vâjit ca de vânt puternic și niște limbi ca de foc așezate asupra celor 120. În al doilea rând, vorbirea în limbi omenești necunoscute anterior de către vorbitori, adresate străinilor prezenți atunci la Ierusalim. Și să rămânem puțin la acest semn, să observăm că are loc cu această ocazie fenomenul opus celui de la turnul Babel, un fel de reversare a turnului Babel. În timp ce la Babel oamenii s-au înstrăinat unii de alții prin acea încurcare, împărțire a limbilor, la cincizecime, prin manifestarea darului divin al vorbirii în alte limbi, glosolalia, oamenii au fost apropiați. Mergem mai departe, în al treilea rând, marcând o uimitoare schimbare de stare și de atitudine, apostolul Petru rostește un mesaj îndrăzneț, elocvent și plin de har, transmis evident sub o puternică ungere a Duhului Sfânt. 4. Se înregistrează un impact evanghelistic misionar extraordinar asupra ascultătorilor. Primele roade pentru Hristos fiind în acea zi de cincizecime de aproape 3.000 de suflete. Să observăm și aici un lucru semnificativ și contrastant, credem nu la întâmplare. În timp ce la darea legii pe Sinai au murit 3.000 de oameni, conform Exodul 32:28, cine vrea poate să caute Exodul 32:28, la cincizecime, zi în care iudeii comemorau și darea legii, au fost aduși la viață 3.000 de oameni. Cât de clar, de elocvent și categoric este subliniată diferența între lucrarea legii de pe Sinai și lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu de la cincizecime. Și cu atât mai trist, mi se pare faptul că cu toate acestea, unora le place mai mult să rămână sub legea Vechiului Testament decât sub legea Duhului de viață, Duhului Harului. Coborârea Duhului Sfânt la cincizecime are o adâncă semnificație. În primul rând, confirmă mesianitatea lui Iisus Hristos. În Fapte 2:22-24, versetele 32 și versetul 33 și nu numai. În al doilea rând, atestă faptul că Mântuitorul Iisus a ajuns în cer, că jertfa sa a fost primită de Tatăl și că mântuirea omului a devenit o realitate. În al treilea rând, are loc, după cum am mai amintit deja, fondarea bisericii. Și în sfârșit a fost inaugurată dispensațiunea Duhului Sfânt, startul marii ofensive misionare a bisericii. Înainte de a reveni la textul din Fapte 2, vom enumera, sigur, expeditiv, 7 dintre lucrările de bază pe care Duhul Sfânt le face în perioada bisericii. În primul rând îl glorifică pe Hristos, convingând lumea cu privire la neprihănirea sau dreptatea lui și judecata pe care a exercitat asupra celui rău și o va mai exercita încă o dată la sfârșitul actualei dispensațiuni și vom reveni asupra acestui aspect. În al doilea rând, îi convinge pe păcătoși de starea în care se află și vom reveni și asupra acestui punct. În al treilea rând, se produce nașterea din nou prin schimbarea caracterului și a mentalității celor care vor crede cu adevărat în Iisus. Conform Ioan 3, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la 1 la 8, Tit 3 cu 5, 2 Corinteni 5 cu 17. 4. Îi călăuzește pe cei credincioși, izbăvindu-i de legea păcatului și a morții. Ioan 16 cu 13, Roman 8, de la 1 la 8. În al cincilea rând, îi botează sau îi umple și îi reumple pe credincioși în vederea slujirii, conform Fapte 1 cu 8 și multe alte texte. 6. Îi sfințește de plin pe cei ce îi se predau, făcându-i tot mai asemănător cu Iisus Hristos.
prin conferirea roadei Duhului, conform Galateni 5, 22, 23. Și 7, îi învie pe cei morți în Hristos la revenirea Domnului, între altele conform Romani 8, 11. Să revenim acum, așa cum spusesem, la ceea ce ni se arată la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 37 la 41, pentru a încerca să întregim cât de cât tabloul zilei cincizecimii. Și dăm aici un citat. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Încheiat citatul. Să observăm în continuare modul concret în care s-a împlinit la cincizecime ceea ce Mântuitorul spusese despre ceea ce Duhul Sfânt urma să facă atunci când va veni pe pământ și a început să lucreze exact din ziua cincizecimii. În Ioan 16:8, Domnul Iisus Hristos ne-a spus, citat: când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ioan 16:8. În traducerea preotului dr. Emil Pascal, sintagma va dovedi lumea vinovată a lui Cornilescu, din care noi am citat, este tradusă va da pe față lumea cu privire la. Iar în traducerea Societății Biblice Interconfesionale Române, SBIR, cum se spune prescurtat, pasajul este prezentat astfel: și El, adică Duhul Sfânt, venind, va vădi lumea de păcat și de dreptate și de judecată. În sfârșit, în alte traduceri se folosește noțiunea de va convinge lumea cu privire la. Indiferent care traducere o vom prefera, analizând modul cum Duhul Sfânt a condus cuvântarea lui Petru la cincizecime, vom putea observa că toate cele trei lucrări anterior menționate de către Domnul Iisus Hristos au fost în mod desăvârșit îndeplinite la cincizecime. Mai întâi, din versetele 22 și 23 observăm că cei prezenți în ziua cincizecimii au fost încredințați, dați pe față, vădiți sau convinși cu privire la propria lor vinovăție, cauzată de necredință pe de o parte și de coparticiparea la crima care s-a produs la Golgota. Petru le-a spus-o direct și fără menajamente. Citat: voi l-ați răstignit și l-ați omorât pe Iisus prin mâna celor fără de lege. Și vai, câtă nevoie este și astăzi ca oamenii să-și recunoască vinovăția personală, solidară cu acelor direct implicați în răstignirea Fiului lui Dumnezeu, datorată păcatelor fiecăruia dintre noi. Cum spunea un poet anonim: nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu, și eu și tu. Nu-i drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu și tu, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patim l-am străpuns, și eu și tu, și eu și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi, El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, dar tu. Încheiat citatul din această poezie. Fie să avem parte fiecare dintre noi de convingerea interioară pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să o lucreze cu adevărat, pentru a conștientiza gravitatea stării proprii de păcătoșenie. Pentru că
Până nu ne recunoaștem partea de vină la Golgota, nu ne calificăm să primim bocceluța, cum îmi place mie să spun, bocceluța noastră de har de la Golgota. În al doilea rând, versetele 24 la 36, Duhul Sfânt, departe de a atrage atenția asupra sa, prin profețiile din Vechiul Testament citate de Petru, încredințează, dă pe față, vădește sau convinge auditoriul cu privire la faptul că Iisus este modelul sau etalonul de neprihănire și dreptate a lui Dumnezeu. Motiv pentru care el a și fost înălțat la Tatăl și făcut Domn și Hristos. În al treilea rând, conform versetelor 34, 35, 40 și 41, ascultătorii au fost încredințați, dați pe față, vădiți, convinși cu privire la judecată, fiind îndemnați să iasă din starea lor de vrăjmășie cu Dumnezeu și să se salveze din mijlocul unei lumi care împreună cu stăpânitorul ei se afla și se află sub iminenta, dreapta și implacabila judecată divină. Ori, dacă nici în contextul zilelor noastre nu realizăm cât suntem de aproape de declanșarea dreptei judecăți a lui Dumnezeu asupra umanității, atunci nu știu când și cum am mai putea fi convinși de acest adevăr. Nu realizăm că păcatele care au atras odinioară aspra judecată a lui Dumnezeu asupra oamenilor, pe vremea potopului, a Sodomei și a Gomorei, se ridică din nou cu ostentație și obrăznicie în lume? Nu ne dăm seama că Dumnezeu nu va mai tolera multă vreme asemenea fapte și o asemenea sfidare a sfintei și suveranei sale voințe? Putem deci observa că Duhul Sfânt a realizat întreita lucrare de convingere despre care a vorbit Mântuitorul cu privire la păcatele proprii, cu privire la neprihănirea lui Hristos și cu privire la judecata divină. Aceste convingere au avut efectul scontat, conducându-i pe ascultător la o triplă reacție. Și este interesant să observăm această reacție, pentru că aceasta se impune a fi asumată de către orice om care dorește să fie mântuit. În primul rând, recunoașterea adevărului cu privire la propria persoană. Și acest lucru se face, așa cum avea să spună Apostolul Pavel, și am și dat citatul respectiv, prin pocăință. Deci, când ne recunoaștem starea de păcătoșenie, calea de urmat este pocăința, care însemnează întoarcerea spre Dumnezeu, schimbarea modului de a gândi, regret amarnic pentru faptele comise. În al doilea rând, recunoașterea adevărului cu privire la neprihănirea și dumnezeirea lui Iisus Hristos prin credință. Nu trebuie să rămânem cu privirea îndreptată doar spre noi, ci să privim și spre Domnul Iisus soluția. Și în al treilea rând, să întreprindem acțiunea concretă, imediată, pentru salvare, pentru trecerea de partea lui Iisus Hristos, și anume botezul în apă. Efectuarea botezului a demonstrat credința și ascultarea de Evanghelie a celor de la Rusalii și a asigurat scăparea de perspectiva judecății divine iminente. Mai menționăm în încheiere faptul că la cinzecime lucrările sau lucrarea Duhului Sfânt s-a desfășurat pe două planuri de lucrare, sigur în ce privește aspectul pozitiv al acestei lucrări. În primul rând, sfera colectivă a cinzecimii, Duhul Sfânt a acționat asupra tuturor celor 120 de persoane prin cufundarea sau botezul acestora de la baptizo, a scufundat în limba greacă în Duhul Sfânt, a cărui prezență a umplut casa unde ședeau aceștia. Apostolul Pavel declară mai târziu cu privire la acest fenomen, citat din 1 Corinteni 12:13, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Încheiat citatul. În acel moment istoric, grupul de ucenici adunați la oaltă au devenit, prin Duhul Sfânt, un organism spiritual viu, biserica creștină, formată din mădularele aceluiași trup spiritual, care de atunci este mereu și mereu în creștere și al cărui cap unic este Iisus Hristos, Domnul. În al doilea rând, cinzecimea a avut și are și o dimensiune personală, ilustrată de faptul că limbile ca de foc au fost așezate asupra fiecăruia dintre cei prezenți, dintre ucenici, dintre cei 120 mai exact, spre identificare, iar darul Duhului Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt a fost și rămâne
un beneficiu, iarăși, individual pentru fiecare creștin. Apostolul Petru a precizat acest lucru tranșant și îmbucurător pentru toate generațiile, spunând, citat din Fapte 2:39, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Încheia citatul. Nu ne mai rămâne decât să ne întrebăm sincer fiecare. Este darul Duhului Sfânt de la cinzecime înțeles în mod corect de către noi și este fructificat, așa cum se cuvine? Să nu uităm în cele din urmă că Duhul Sfânt în ziua cinzecimii a împuternicit biserica și pentru marea trimitere a Domnului Iisus Hristos de a merge în toată lumea și a propovădui Evanghelia la orice făptură. Așa cum se spusese în Fapte 1:8, Domnul Iisus a spus, și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Încheia citatul. Marele secerici de suflete a fost declanșat deja, iar recolta de 3.000 de suflete din ziua inaugurării misiunii bisericii indica și anticipa uriașa recoltă de suflete care urma să fie culeasă pe parcursul veacurilor prin punerea creștinilor la dispoziția lui Dumnezeu. Fie să adoptăm fiecare dintre noi o deviză care mie îmi place și noi o folosim în zona județului Mureș și nu numai, și această deviză aș dori să vă o transmit și dumneavoastră, doresc să fiu deplin dedicat mare trimiterea Mântuitorului, Domnului și mirelui meu drag, Iisus Hristos, având motivația marii porunci a iubirii de Dumnezeu și de semeni și având resursa inepuizabilă a marii împutericiri a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, marea trimitere, marea poruncă și marea împuternicire sunt toate trei unite împreună și fie ca acestea să rodească în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute să ne raportăm corect la cinzecime. Așa să fie.